Un adolescent a murit și alți doi sunt în comă după ce au produs un accident cu o mașină furată. Cei trei minori, în vârstă de 16 ani, au sustras un autoturism de pe o stradă din Râmnicu-Vâlcea și au luat-o la goană pe șosea. Dar cursa nu a fost lungă. Din cauza vitezei prea mari și din lipsa experienței, cei trei s-au răsturnat cu mașina. Doi dintre ei au fost scoși dintre fiarele mașinii cu ajutorul pompierilor, însă cel de-al treilea a murit din cauza rănilor. Supraviețuitorii accidentului sunt în stare gravă. Unul dintre ei este internat în spitalul din Craiova, iar celălalt cu un picior zdrobit a fost operat de urgență.